Nu mă lași în pace deloc! Bună! Eu sunt Mira și o să încerc ca în fiecare miercuri să postez câte un video cu vlog sau nu știu cum să zic, în fine, un video în care o să vorbesc despre anumite chestii care sper să fie de ajutor sau să fie interesante sau dacă nu, vedem ce facem, ceva altceva, ca să-mi ocup și-o timpul mai mult, pentru că sunt genul ăla de om care nu poate să stea degeaba. Alex, cel care mă ajută cu editatul, pentru că eu nu sunt în stare să fac asta, o să taie chestia asta la montaj dacă nu-i se pare funny. O să începem cu un Q&A, pentru că n-am știut cu ce să încep și până să îmi dați și voi idei și despre ce vreți să discutăm. Hei, nuntă! Apropo, de ce credeți că sunt eu machiat așa pentru modul la nuntă? Deci, cum spuneam, ne întoarcem la Q&A, da? Am primit mai multe întrebări de la voi, o să le iau așa pe rând, să vă zic și de ce am început cu vlogul. Sper să vă distrați alături de mine. Bam, 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 bam. Ana mă întreabă cum ai ajuns cântăreață și cine te-a îndemnat să faci asta sau asta îți doreai tu. Te pup. Te pup și eu. Păi, mama cântă muzică populară, așa. Tata pictează. Și practic, dacă vreau să spun că m-am născut într-o familie de artiști, aș putea să spun asta. Și, practic, de când m-am născut, se auzea muzica la mine în casă și îți dai seama că ce puteam să fac decât să fac ce face, să fiu, cumva să urmăresc pe mama. Bun, ce întrebări mai am aici? Câte ore stai pe Facebook? Asta aș vrea și să știu, sincer, să fiu. Nu prea stau foarte mult pe Facebook, nu stau. Stau pe pagina de artist ca să răspund oamenilor la mesaje, adică se întâmplă să răspund cuiva și după un an. Dar răspund! Am început și ai. De ce nu ai mai scos o piesă în ultimul timp? Ai planuri pentru o nouă piesă? Cum te-ai lansat? Cine ți-a apreciat vocea pentru prima oară? Emma Soare. Băi, n-am mai scos o piesă în ultimul timp pentru că abia am scos-o. Am scos acum o lună și ceva. Ai planuri pentru o nouă piesă, bineînțeles. Cu asta am câștig pâinea. Deci ca să vreau să mănânc în continuare, trebuie să scot o nouă piesă. Cum te-ai lansat? În spațiu. Cum te-ai lansat? În spațiu. La Vocea României m-am dus. Și cred că de acolo a fost o rampă de lansare, Vocea României. Cine ți-a apreciat vocea pentru prima oară? Mama? Cred. Ce-ți dorești cel mai mult și nu ai încă? Wow, nu știu dacă există o chestie. Cred că sunt mai multe chestii. Dar cel mai mult îmi doresc să-mi aduc... Deja fac asta. Să-mi aduc familia în București să stea cu mine. Și pe fratele meu ăsta, tembel. Ok, ai vrea să faci colaborări cu Justin Bieber? Adică în muzică? Da. Adică în muzică. Stai puțin, să ne înțelegem. Cine nu vrea să facă colaborări cu Justin Bieber? Vă rog, cine nu vrea? Și adică în muzică, pe lângă muzică, aș dori să fac și o colaborare cu el în căsătorie, dacă se poate. Cât de lungă a fost ultima ta relație? Păi am avut o singură relație care a fost cu Yemi. Nu! care a fost cu Yemi. Nu! Bine, cu Oski? Da! Mă, Yemi nu se pune la... Bine, se pune la socotea, dar eram copii, adică nu... Câte kilograme ai, mă întreabă cineva? Petra.
Am 43 de kg adineaur m-am întărit. M-am îngrășat cu 2 kg. Dacă fetele suferă de treaba asta cu, cum se zice, slăbitul, eu sufăr de treaba cu îngrășat, mi se pare că sunt prea slabă. Și practic eu acum am o vestă pe mine, care în mod normal nu se poartă cu, colanți, dar pentru că eram în casă și în pijama și așa mi-am dat bluza de pijama, că am o bluză de aia de pijama cu flori de când eram mică, că nu mai am haine aici, și mi-am pus o pereche de colanți. Adică, de fapt, da, asta de pușcăriaș. Așa. Cum este o viață? Cum este o viață? Cum este o zi din viața ta, Mihail Lupu? Te pup. Te pup? Pentru... Pentru mine chiar e groaznic. Așa. O zi din viața mea este foarte agitată, foarte plină de activitate. Practic agitată, bravo Mira, ai 10. E, nu știu, va trebui, o să fac o zi, o să filmez o zi din viața mea ca să vedeți de fapt despre ce e vorba. Că este foarte Bă, ce mă fac, mă, că nu pot să postez chestia asta din cauza ta. Ce părere ai despre fanii care te urmăresc? Păi, în principiu, ceea ce fac acum, fac tot pentru voi, ca să zic așa, și ca să ne distrăm împreună. Bun. Mă întreabă lumea dacă vin Târgoviște, dacă vin Bușteni, dacă vin nu știu unde, Timișoara, bla 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 bla. O să vin când o să mă chemați. Vin cu mare drag. Trebuie ca organizatorii de acolo sau cine se ocupă de evenimente și așa să mă cheme pe mine ca să vin, că așa să vizitez, na, se întâmplă să vin să vizitez, dar dacă vreți să și când, practic asta trebuie să faceți, să mă chemați. Care este numele tău întreg când lansezi o nouă piesă? Rebecca. Rebecca, numele meu este Mirabela Maria Cismaru. Și nu Cismaru, cum zice toată lumea. Cismaru. Cismaru, mă. Cu S, mă. Ai ales persoanele care vor apărea în videoclip. Andrada. Nu știu despre ce videoclip vorbești exact. Voiam să găsesc pe cineva care cântă la vioară și la pian pentru niște cover-uri. Să le filmăm. Încă n-am găsit pe cineva. Păcate. Vă mulțumesc că mă urmăriți, vă mulțumesc că sunteți alături și mă gândesc să vă fac repede și un cover, să vă cânt repede ceva ca bonus. Vreau să-mi lăsați comentarii cu ce ați vrea voi să vedeți de la mine, dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut, dacă sunteți de părere că e de bine sau dacă este de rău, fără înjurături, dacă se poate. O să accept chestiile nașpa. Da. Hai! Vă pup! Vă pupă și el. Pupă-i. Cum? E telefon acolo. Nu pot să pup prin telefon. Da? And you got me like how what you want from me and try to buy you pretty heart but the price too high. Baby, you got me like oh, your love when I fall apart. So you can put me together and throw me against the wall. Baby, you got me like don't you stop loving me, don't quit loving me, just stop loving me. Whoa, and babe, I'll fist fight with fire just to get close to you. Can we burn something, babe? And I'll run for miles just to get a taste.